Meteorologii au emis ieri dimineață o avertizare de tip cod portocaliu de ger persistent valabilă pentru majoritatea județelor țării, printre care și Hunedoara, în intervalul 9-10 ianuarie. Conform atenționării ce a intrat în vigoare ieri la ora 10, gerul se va intensifica astfel încât minimele vor fi cuprinse în general între minus 29 și minus 15 grade, iar maximele între minus 15 și minus 10 grade. În această dimineață, avertizarea meteo cod portocaliu ger persistent a fost prelungită până în această seară la ora 21. Cea mai scăzută temperatură din această iarnă la Deva a fost înregistrată în cursul nopții de luni spre marți, când termometrele au indicat minus 22,3 grade Celsius. Ieri, inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență a dispus activarea Centrului Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției. În prima instanță s-a verificat disponibilitatea celor 11 adăposturi de noapte din județul Hunedoara existente în Deva, Hunedoara, Orăștie, Brad, Vulcan, Petrila, Aninoasa, Simeria, Gioagiu și Lupeni și care pot găzdui persoane aflate în situații vulnerabile. De asemenea, echipajele de pompieri și jandarmi au executat misiuni de patrulare în cursul nopții pentru identificarea persoanelor care pot fi afectate de hipotermie. Unitățile de primiri urgențe au fost notificate la rândul lor pentru a fi pregătite să acorde asistența medicală eventualelor victime ale gerului anunțat.